violența domestică e de altfel o problemă foarte gravă a societății românești. Statisticile arată că la fiecare 30 de secunde o româncă este ținta violenței domestice. Mai grav este că, potrivit acelorași date oficiale, aproape 60% din populație tolerează comportamentele violente din familie, ba chiar le consideră justificate. Și din păcate, un număr îngrijorător de femei abuzate nu depun plângere împotriva agresorului. Teama, dar și procesul greoi prin care se obține un ordin de protecție sunt doar două dintre motive. Lucrurile sunt însă pe care să se schimbe săptămâna aceasta. Deputații urmează să modifice în regim de urgență legislația referitoare la combaterea violenței în familie. Astfel, în următorii 2 ani vor fi înființate centre speciale pentru victime. În plus, polițiștii vor putea intra cu forța în locuințele unde este sesizat un act de violență domestică și pot emite în numai 24 de ore un ordin de restricție provizoriu.